Drumul comunal 118 dintre Stănești și Ghizdaru este foarte important pentru sătenii din zonă. Ceea ce ar fi trebuit să fie o șosea este doar un drum de pământ, drum de țară. Atunci când plouă pe mai multe porțiuni, drumul devine impracticabil. Reparația acestuia face parte dintr-un șir de lucrări prin care mai multe străzi din mediul rural vor fi reabilitate la inițiativa deputatului Florian Nicolae cu sprijinul grupului de firme Nova Force. Și ieri, echipele au fost acolo până seara târziu. Mai multe basculante de nisip au fost descărcate aici, pe drumul comunal 118, care leagă Stănești de Ghizdaru, urmând ca mâine nisipul să fie nivelat, astfel drumul să devină practicabil pentru toate mijloacele de transport. După spusele primarului comunei Stănești, un mare câștig este acela că microbuzul școlar încărcat cu copii nu mai riscă să rămână împotmolit. Domnule primar, când va deveni bucata de drum de acolo practicabilă? În cât timp? Mâine dimineață. Ce faceți acum aici? Acum descărcăm, ne organizăm pentru mâine dimineață, știm ce avem de făcut și mâine când veniți după amiază, să găsiți drumul gata. Ce înseamnă bucata asta de drum practicabilă pe ambele benzi, să zicem așa? Practicabilă pentru că era nepracticabilă pe timp ploios și avea mari probleme cu microbuzul școlar care trebuia să circule pe ruta pe Giurgiu, aproximativ o 20 km în plus. De departe, cei mai bucuroși sunt beneficiarii drumului, sătenii din localitățile Stănești și Ghizdaru. Era foarte greu de ajuns, că nu era nici pietruit, nici asta, și asta înseamnă că e un lucru foarte bun pentru Stănești. Vă era greu să vă deplasați spre Ghizdaru? Păi bineînțeles, când era ploaie și asta, era foarte greu, pentru că era drumul, nu era bun, era prost, în românește zis. Lucrările în zonă vor continua până când drumul va fi în starea care să permită mijloacelor de transport să circule pe orice vreme.